Bună ziua, mă numesc Cordeanu Vasile, locuiesc în satul Chițoc, din județul Vaslui, concurez porumbei din 2009. Primele rezultate de la nivel național au început să apară în 2010, locul 15 național maraton, care este și bunica campioanei din 2017. Concurez în special la maraton, doar maratonul mă interesează. Rezultatele mele de top sunt în 2010 locul 15 național, în 2017 locul 1 național palmaresul maraton 3 ani, în 2018 am locul 1 național crescător palmares, locul 2 național crescător maraton și locul 2 național palmares as maraton, plus locul 6 național as maraton palmares, iar în 2021 am locul 1 maraton tineret. Am o crescătorie de 8 metri pe 2,30, care este împărțită în 3, am 4 metri unde zburătorii, țin un număr de 40 de zburători maxim pe an, iar la reproducție am un compartiment de 2 metri unde am 5 perechi de reproducători, iar în mijloc am compartimentul de pui, care este de 2 metri. Când vine vorba despre linii, nu mă interesează absolut nicio linie de porumbei. Porumbei îi iau doar pentru, pe bază de rezultate, îi achiziționez. Numai porumbei, încerc să achiziționez numai porumbei din porumbei de top, porumbei de top național, porumbei de top internațional. Nu mă uit niciodată la linii. Deci, porumbeii mei la reproducție țin doar porumbeii care au rezultate și pui din porumbeii cu rezultate, iar care îi aduc îs la fel. Porumbeii nu mă interesează liniile. La lotul de zbor dețin 40 de porumbei anual, aproximativ 40 de porumbei. Porumbeii îi împerechez cam în luna aprilie. Porumbeii zboară tot anul la natural. Prefer să aibă poziție de cuib ouă sau pui mici. La fiecare etapă mă interesează în mod special maratonul. Restul etapelor nu mă interesează. Ei cresc un pui prima dată când sunt împerecheați, apoi rămân doar cu ouă și pui mici dintre etape. Mâncarea care o folosesc este mâncarea care se găsește pe un comerț, mâncarea cea mai bună. De obicei folosesc Energy și mâncare de maraton. Este cea mai bună și de la orice firmă, nu contează firma. Pregătirea porumbeilor în ultimele zile nu dau o mare importanță în ultimele zile. În schimb, la etape de maraton, când avem 3 săptămâni între etape, în a doua săptămână au o pregătire intensă porumbeii. Deci și în jurul crescătoriei și cu mașina îi pregătesc. Nu îi las acasă. În ultimele 3 zile mai mult îi observ dacă sunt ok. Nu îi mai antrenez în ultimele zile, îi las mai mult să se odihnească. Lotul de pui este format mare majoritate, adică maxim 50, format de maxim 50 de pui reproduși, din care să mai pierd pe acasă câțiva 10 ani buni, 20 în ani mai grei. Puii antrenez cam până la granița de nord a țării, cam 150 de km aerian. Nu-i selectez niciodată la mână și vă spun și un motiv pentru care nu selectez puii niciodată la mână. Porumbița care este locul 15 național în 2010 la maraton, maturi. Deci când a ieșit la zbor, de-abia se ținea, era foarte slabă, foarte amărâtă, nu-i dădeam nicio șansă. Și și locul 15 național maraton. Din motivul ăsta nu selectez niciodată puii la mână și cam foarte puțin. Nu-mi permit să-i exclud de la mână. Maturii după etape, după zborul din anul respectiv, nu i-am selectat niciodată. Până anul acesta au făcut o mare diferență. Unii au fost foarte buni, alții foarte slabi. Și a trebuit să-i mai dau gratis la niște începători, să nu mai mănânce degeaba, să nu mai ocupe spațiu degeaba. La reproducție am doar 5 perechi de porumbei. Am campioana cu vicecampioana, pui din ea și porumbei aduși cumpărați. Foarte buni. Deci folosesc numai încrucișări, iar la lotul de zbor reproduc și din lotul de zbor îi încerc să-i împerechez cât mai departe, într-o consanguinitate cât mai departe. Nu folosesc deci consanguinitatea. Ca să mergi mai departe și să faci porumbei cât mai bun, trebuie să aduci mereu ceva bun și să faci infuzii. În schimb, trebuie să păstrezi și ce ai mai bun tu. În iarnă, în luna ianuarie, fac un tratament general preventiv la tot lotul de porumbei care îl dețin la momentul respectiv. Încep cu de
vermi, tricomonoză, salmonelă, căi respiratorii și vaccinurile de paramixo și vaccinul de salmonelă. Sunt cele mai importante tratamente din an, consider eu, și se vede și în anul de concurs. Deci metoda de zbor care o folosesc este natural. Concurez porumbei la natural tot anul. Mă interesează doar etapele de maraton. Nu mă interesează alte etape. Încerc să am porumbei în formă pe ouă sau pe pui mici la înainte de etape. Iar înainte de începerea concursurilor cresc câte un pui. Pentru un începător sau pentru columbofili care vor să facă rezultate, vor să fie campioni, vor să fie cineva în sportul ăsta, sincer, trebuie să meargă la un crescător care deține un lot omogen de porumbei, un lot care are an de an rezultate cu el, care nu are foarte mulți porumbei și are porumbei din aceeași familie care fac rezultate. Fiindcă degeaba ai un porumbel care e unul național, dacă restul porumbelilor nu fac nimic și o să cumperi din restul, când nu o să-ți permiți să cumperi din unul național, tot nimic nu o să faci. Dacă mergi la un crescător care are poate de 10 național mai mulți porumbei sau porumbei de top județean mai mulți dintre aceeași familie și cumperi de acolo, o să ai și tu rezultate. Și posibil să ai mai bune rezultate ca el, chiar de top național. Nu ține neapărat ca să iei din locul 1 național sau din topuri naționale și să fii top național. Eu am cumpărat de la domnul Buțucanu porumbița care e mama la campioană și nu era din topuri naționale, s-a combinat foarte bine cu ai mei și mi-a scos o familie foarte puternică de porumbei, în care am avut 4 frați, toți cu 20 de fonduri și maratoane clasate, palmares 4 ani fond, palmares 4 ani maraton, și ea și frații ei și nepoți din ea, la fel, din top național. Deci nu e important să arunci bani pe fereastră pe campioni sau te duci la unul care e campion cu un singur porumbel și cumperi din alți porumbei, când poate nu-ți permiți să cumperi din campion. Important este să cumperi de la cineva care are rezultate mai multe și dintr-o familie, care provin dintr-o familie, care are mulți porumbei cu rezultate. Și se dă din ăia cu rezultate, nu din porumbei care mai are el pe acolo. Și cumperi că e de la numele lui. O să vă prezint acum cei mai buni porumbei ai mei care am la ora actuală. Cel mai bun porumbel al meu din 2021, locul 1, Maraton Tineret 2021, s-a pierdut la ultima etapă de Bârzai. Nu a mai venit, au venit toți porumbeii, numai ea nu a mai venit. Iar acum o să vă prezint 5 reproducători cei mai buni ai mei și cel mai bun porumbel care îl mai am cu normă. Locul 18 național, Maraton Grand Prix și locul 19 AS Maraton. Cel mai bun porumbel care îl mai am de anul acesta este o porumbiță locul 19 național Grand Prix și locul 18 AS Maraton. Este o fică din campioană, în locul 1 AS Maraton Palmares 3 ani 2017 și un mascul consanguin pe Clanejade de la Battenburg, dublu nepot pe Clanejade, nepot pe Special One, nepot pe Nev Laureat. Aceasta este femela care a venit cu un avans foarte mare la Madonna pe județ. Este o femelă foarte fină, foarte blândă ca campioana. Asta este seria. Este și foarte energică, după cum vedeți. 719701 de 2019. Este o femeie foarte frumoasă, cum era și campioana Bela la Tineret. Este soră bună cu mama la campioana la Maraton Tineret. Mână campioana la Maraton Palmares 3 ani, AS Maraton Palmares 3 ani 2017. Este albastra, a reprodus până acum târziu. De o săptămână am scos-o de la reproducție să poată năpârli. Este foarte năpârlită, după cum vedeți. Are 12 maratoane clasate,
12 din 12. Este cel mai bun porumbel al meu, are și 4 ani palmaresas maraton. Și cred că este unul dintre cei mai buni porumbei din România, după porumbelul 59 al lui domnul Cobzaru. Este o femeie de excepție, are 3 nepoți în top național la mine și unul la domnul Dobândă de la Iași. Este 4 național as maraton tineri 2020 al domnului Dobândă. Iar la mine are locul 2 național palmares as maraton 2018, locul 6 și 7 național as maraton tineret și palmares 2017 și 2018, plus locul 1 din 2021 maraton tineret, este tot nepoată din ea. Iar femeia mai are încă 3 frați burați cu 4 ani palmares, fond și maraton. Sunt niște porumbei foarte productivi, care te bucură etapă de etapă și care merită băgați la reproducție. Prezint acum vicecampiona la palmares as maraton 2 ani 2018. Este nepoată din campioană. Este o porumbiță care a clasat 4 maratoane în 2018. Este o porumbiță foarte elastică și foarte mușchioasă. Este un pic consanguină pe porumbeii mei, în combinație cu alți porumbei, cu un frate la campionii lui Lazar Paraschiv. Uitați la ochi. Am în mână un mascul foarte drag mie. Este frate bun cu campioana la maraton tineret 2021. Este singurul frate care îl mai am bun cu ea. Tățerea 55-8015. Porumbelul l-am antrenat în anul nașterii și l-am oprit la reproducție pentru a fi pereche cu campioana și nu m-a dezamăgit. Am toți pui din Neil acasă, niște pui foarte buni, chiar dacă sunt consanguin, din nepot cu bunica. Este un porumbel foarte frumos la mână, este cred că cel mai frumos porumbel care l-am avut vreodată. Este 50% Gérald Vantil, 25% este pe linia campioanei și 25% este pe Battenburgul, care este dublu nepot pe clane Jade. Acesta este dublu nepot pe clane Jade, nepot pe Special One, nepot pe Nev Laureat. Este tata la locul 19 național Maraton Grand Prix și locul 18 as maraton 2021. Este un porumbel foarte frumos la corp. Este un porumbel care o să fie mult timp la reproducție, până nu o să mai poată. Porumbel foarte frumos, puii se comportă foarte bine, un pic mai sensibil decât ai noștri români, dar este un porumbel care reproduce foarte bine. O achiziție de curând, de anul acesta, din toamna acestui an, este o femelă din Olympic Monar, o fică directă, este achiziționată de o lună și deja s-a ouat cu un pui. S-a împerecheat singuri. Este o porumbiță care sper să îmi dea satisfacție. Este o porumbiță care îi cum trebuie.